Punctul de prim ajutor va funcționa într-un imobil pus la dispoziție de primăria Acățari, sediu care a fost inaugurat sâmbătă trecută printr-o ceremonie la care a asistat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, doctorul Raed Arafat, supranumit Părintele Smurd. Prefectul Lucian Goga, președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre și cei care au contribuit la reușita acestui proiect, inspectorul șef, colonel Dorin Oltean, medicul coordonator al UPU Smurd Târgu Mureș, doctor Cristian Boeriu și primarul comunei Acățari, Oșva Ciobă. Garda de onoare, constituită în cinstea sosirii dumneavoastră, vă prezint onorul. Sunt prim adjunct al inspectorului de situații de urgență Horia, județului Mureș, colonel Găzdac. Noul punct de prim ajutor este conectat în rețeaua 112 și va permite scurtarea timpului de intervenție, și anume mai puțin de 15 minute în cazul unor intervenții medicale și accidente cu descarcerare. Sărut mâinile, colonel Oltean sunt. Fiți vă rog, drăguță, din momentul de față echipajul Smurd Acățari este pe intervenție, deci poate să primească din momentul de față apeluri pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună! La fel, la revedere! Condițiile de care se va bucura noua unitate Smurd de la Acățari sunt vizibile și unele dintre cele mai bune. Sunt până la urmă niște realizări care sunt posibile atunci când există colaborare. Dacă avem colaborare, până la urmă colaborarea autorităților se răsfrânge în calitatea vieții cetățenilor din zona respectivă. Am insistat că, așa cum vedeți, infrastructura, clădirea, sediul îl este, îl avem, gata, amenajat, dar trebuie să investim și în oameni. Trebuie să investim în salvarea oamenilor, salvarea vieții. Deci, așa cum era și în cuvântarea, i-am spus, trebuie să dăm o șansă, deci o șansă la viață. Și mă gândesc că este foarte important. Pe tură, pe o ambulanță de tip 2, va activa un angajat ISUM Horia Mureș și doi angajați ai serviciului de voluntari de pe lângă primăria Acățari. În total au fost create 15 locuri de muncă.